prieten, vă binecuvintez de aici, din îndepărtată Australie, împreună cu prințesa mea, cu Ana Darlina Lasu, cu fica mare care Dumnezeu mi-a dăruit-o. Suntem aici la ocean, la Gold Coast, Coasta de Aur, la Burley Head Beach și am venit să luăm puțin aer curat înainte ca să se înfereze. Și ceea ce vreau să vă încurajez în această seară la noi este a umbla cu Dumnezeu pe înălțimile la care Dumnezeu te-a chemat. Îți înălțim din punct de vedere spiritual, în care Dumnezeu te vrea acolo. Din punct de vedere spiritual, El vrea să te vadă acolo, să umbli cu Dumnezeu pe înălțimile tale. Cuvântul lui Dumnezeu spune în Galateni, Apostolul Pavel, Apostolul neamurilor, le predică bisericii din Galatia, cei care trăiesc prin Duhul să și umble prin Duhul, adică cei care au fost născuți din apă și din Duh, care au fost născuți de sus, care au fost născuți din nou în Duhul lor, în inner man, în omul lăuntric, să și umble prin Duhul. În același timp, în Roman, capitolul 8, cu versetul 14, cuvântul lui Dumnezeu răsună în felul următor: căci toți cei care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Altă translatare: căci toți care umblă prin Duhul lui Dumnezeu sunt fii, sunt copii maturi al lui Dumnezeu. La acel nivel ne vrea Dumnezeu, așa cum ucenicii umblau călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, nu făceau nimic fără de Duhul lui Dumnezeu, așa trebuie și noi să călcăm pe urmele lor, așa cum Pavel a spus fiilor lui spirituali, să calce pe urmele lui precum el calcă pe urmele lui Hristos. Dacă Iisus Hristos scotea dragi cu Duhul lui Dumnezeu, dacă Iisus Hristos a pus mâna pe soacra lui Petru și a lăsat-o frigurile, așa trebuie și noi să ajungem la acel nivel, să umblăm la acel nivel, la acea înălțime din punct de vedere spiritual, să ne ridicăm deasupra furtunilor vieții, așa cum se ridică un vultur deasupra furtunii. Trebuie să ne ridicăm deasupra furtunilor vieții și trebuie să umblăm, să umblăm din punct de vedere spiritual la înălțimile la care Dumnezeu ne vrea. Pentru că El te vrea cu gelozie pentru El. El te-a creat după chipul și asemănarea Lui și El te vrea să umbli așa cum a umblat Enoch 300 de ani și nu s-a plictisit. Și relația lui Enoch cu Dumnezeu a fost o relație autentică, reală, o relație care s-a consolidat în timp și dintr-o dată Dumnezeu l-a luat, n-a mai fost văzut. De ce? Pentru că s-a ridicat atât de sus, încât nu i-a mai venit să vină jos. Acolo ne vrea și pe noi Dumnezeu să umblăm pe înălțimile noastre. Iubitul meu, frate și soră, Dumnezeu te vrea cu gelozie pentru El. Dumnezeu, Tatăl, te vrea cu gelozie pentru El. Dumnezeu Fiul te vrea cu gelozie pentru El. Dumnezeu Duhul Sfânt te vrea cu gelozie pentru El. Dumnezeu Duhul Sfânt vrea să aibă părtășie cu tine. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul vrea să aibă părtășie cu tine. Tu vrei să ai părtășie cu Dumnezeu? Tu vrei să-L cunoști pe Dumnezeu? Așa cum spune Daniel 11:32, dar aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeul lor vor rămânea tari și vor face mari isprăvi. Cum poți să-L cunoști pe Dumnezeu, pe singurul Dumnezeu, pe unicul Dumnezeu, Creatorul, Făcătorul tău? Prin revelație, prin descoperire dumnezeiască.
prin credință. Cuvântul lui Dumnezeu spune în Evrei 11:6, și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Căci cine se apropie de Dumnezeu, și acum parafrazez, care este Duh, care este imaterial, care nu-l vezi cu ochii aceștia, trebuie să creadă că El este, haleluia, și că El răsplătește pe cei care îl caută. El este omniprezent, El este atotputernic, El este atotștient, El este Emanuel, Dumnezeu este cu noi. El este în noi și cu noi până la sfârșitul vremurilor. Și tu trebuie să crezi că El este cu tine și că El răsplătește pe cel care îl caută, haleluia. Cuvântul lui Dumnezeu spune că cel care caută va găsi, cel care bate îi se va deschide, cel care cere va primi. Amin? Sunt aici să vă încurajez. Cred că acest dar de a încuraja Dumnezeu l-a pus în viața mea chiar din fragedă copilărie, chiar de la școala duminicală. Dumnezeu mi-a dat această inimă de a fi învățabil, a fi un ucenic, a fi mentorabil, dar în același timp a imparta din ceea ce Dumnezeu mi-a dat, din ceea ce Dumnezeu a pus în mine. Atunci când dai ceea ce ai primit, se va multiplica. De aceea orice, dacă ai un dar sau două din partea lui Dumnezeu, nu le ține undeva deoparte fără să le investești, ci investește-le în ogorul lui Dumnezeu și Dumnezeu își va proslăvi prin viața ta. Dacă Dumnezeu te-a chemat la slujire, fii un slujitor destoinic pentru orice lucrare bună, fii un om responsabil care să-ți împlinești slujirea ta. Dacă Dumnezeu a pus darurile Duhului Sfânt în tine, îs în tine, lasă-le să se manifeste așa cum vrea Duhul Sfânt pentru zidirea și edificarea trupului lui Iisus Hristos și pentru ca doar Lui să-i fie adusă gloria. Nu-ți trage gloria, gloria îi aparține doar lui Dumnezeu. A Lui să-i fie adusă gloria, mărirea și osanalele. Nu trage gloria asupra ta. Trăiește ca să-L glorifici pe Dumnezeu. Ai fost creat ca să-L glorifici pe Dumnezeu. Ai fost creat, iubitul meu frate și soră, să-L faci faimos pe Dumnezeu. Ai fost creat ca atunci când oamenii se uită la tine să citească o epistolă. Fie acea epistolă vie pe care oamenii s-o poată citi. Amin? Și vreau să citesc câteva versete din Romani și vreau ca, acum s-a întunecat, dar fiica mea mă va ajuta, va pune lumină, ca să citesc din Romani aceste versete care să ne motiveze în a umbla cu Dumnezeu, la înălțimile la care Dumnezeu, la nivelul la care Dumnezeu ne vrea, cu gelozie pentru El 100%, El se uită pe trec pământul și caută oameni care să trăiască ca în Scriptură. Caută străjeri care să fie cu sabia în mână. Străjeri plini de Duhul lui Dumnezeu. Caută oameni care să fie înfometați și însetați după împărăția lui Dumnezeu. Romani capitolul 8. Cu versetul 35. Se pune întrebarea, cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Dragii mei frați și surori, necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții. Toată ziua suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit, că sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare,
Nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură sau zidire nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Aleluia! Nimica nu ne va putea să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, dragilor. Nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu. Și vreau să vă citesc ceva care m-a atins în această vreme, vis-a-vis la atunci când treci prin viața aceasta, și vă citesc în engleză și apoi vă citesc în românește, vă translatez în românește. The enemy hates to see that his plan to destroy you only fueled your desire to get closer to God. Diavolul, dușmanul nostru, dușmanul sufletelor noastre, urăște să vadă că planul lui de a te distruge, pentru că știm că hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Deci, diavolul, dușmanul sufletelor noastre, urăște să vadă că planul lui de a te distruge face numai ca să te încarce cu acea dorință de a te apropia mai mult de Dumnezeu. Mai mult de Dumnezeu. Dacă ne uităm la viața lui Iov, prin cât i-a trecut Iov, la un moment dat nevasta lui zice: bleastă-mă pe Dumnezeu și mori. Și ce îi spune Iov? Vorbești ca o nebună? Vorbești ca o nebună? De aceea, indiferent prin ce treci, nu fugi de Dumnezeu. Nu fugi de Dumnezeu, ci fugi spre Dumnezeu. Nu fugi de Dumnezeu, ci fugi spre Dumnezeu. Nu fugi așa cum a fugit Adam și Eva departe de fața lui Dumnezeu, că n-ai unde să fugi, nu ai unde să fugi de fața lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este omniprezent, ci fugi la Dumnezeu, la Creatorul tău, la Făcătorul tău, la Tatăl tău Ceresc, la Mântuitorul tău, la Eliberatorul tău, la Vindecătorul tău, la Cel care are soluția, care are eliberarea, care are vindecarea, care are binecuvântarea, fugi la El. Fugi la El cu bolile tale, cu rănile tale, cu handicapurile tale, cu neajunsurile tale, cu lipsurile tale, cu întrebările tale, fugi la El. Vorbește cu El ca un prieten. Nu te lua cu Dumnezeu de șireturi, dar ai libertatea să stai de vorbă cu Dumnezeul tău. Așa cum fiul risipitor și-a venit în fire și s-a dus la tatăl înapoi acasă și tatăl l-a primit, l-a îmbrățișat, i-a dat mantaua cea nouă, i-a pus inelul pe deget, l-a primit din nou acasă, din nou în prezența lui. Această perioadă, așa cum am mai spus-o în trecut, a fost o perioadă de încercare pentru noi ca familie, dar Dumnezeu, în bunătatea Lui, ne-a răspuns prin minuni, așa cum spune în Psalmul 65:5, în bunătatea Lui, El răspunde prin minuni înfricoșătoare. Iisus Hristos este același ieri, astăzi și în veci. Ce a făcut acum 2000 de ani, face și astăzi. Și vreau să o las pe Ana Darlin, fiica mea, să vă mărturisească cum Dumnezeu a binecuvintat-o și a vindecat-o. Un an de zile n-a putut să meargă pe picioarele ei, dar, haleluia, doctorii au mărturisit progresul care l-au văzut în viața ei, cum degetul lui Dumnezeu este peste viața ei. Și vreau să o las în românește să vă zică, să vă mărturisească. Domnul m-a vindecat și am fost în spital pentru 9 săptămâni anul trecut și
Și după aceea m-au pus în scaun, wheelchair, și nu mai am putut să merg. Și anul ăsta Domnul m-a vindecat și m-a eliberat și acum merg pe picioare. A lui Dumnezeu să-i fie toată gloria, toată slava, toată mărirea. Recunoaștem că aici este intervenția lui Dumnezeu. Recunoaștem că aici este degetul lui Dumnezeu. Recunoaștem că împărăția lui Dumnezeu, care nu stă în vorbe, ci în putere, s-a manifestat în viața lui Ana Darlin. Ana Darlin este o epistolăvie. Ana Darlin este o mărturie că Dumnezeul nostru, care este singurul Dumnezeu, este unicul Dumnezeu și este da și amin. Cuvintele lui sunt da și amin. El nu este un om care să mintă, nici un fiu al omului care să-i pară rău. Ce-a promis, oare nu va face? Ce-a făgăduit, oare nu va împlini? El s-a manifestat în putere, în măreție, în glorie. El și-a manifestat mila și îndurarea prin putere, prin minuni înfricoșătoare. El și-a manifestat împărăția lui cu putere în viața lui Ana Darlin. Și cea mai mare minune atunci când Ana Darlin a fost atinsă de puterea lui Dumnezeu a fost și fratele ei, Ariel, care are 8 ani și pur și simplu a început să bată din palme, pentru că ne-am rugat ca familia de foarte multe ori și băieții mei așteptau să vadă cum ea se ridică din scaun și spunea: tată, dar unde? Că atâta ne-am rugat, așteptăm ca Ana Darlin să se ridice din picioare, în picioare. Și atunci când omul lui Dumnezeu a pur și simplu s-a rugat și a tăiat legătura ei, acea legătură care s-a creat între ea și scaunul cu rotile, cărucior, a zis: te deconectez în numele lui Iisus Hristos acum, în această seară, din acest scaun. A început să umble. Ariel i-a luat căruciorul ca frate al mic, a început să râdă, a început să bată din palme și a fugit cu căruciorul. Deci un băiat de 8 ani de zile a realizat că acolo Dumnezeu s-a manifestat cu putere. Mai apoi, peste câteva zile, a fost la spital și ea nu putea să meargă normal la toaletă pentru timp de un an de zile. Trebuia să-i pună un tub în stomacul ei. A mers la spital și a fost deconectată de la acel tub. Doctorii au vrut să o intimideze, să o facă să amâne și ea a zis: nu, eu sunt vindecată, vă rog frumos, scoateți tubul. De fapt, ea s-a și oprit să iei medicamentele, care erau vreo 10 pastile în fiecare zi să le iei, vreo 15, care erau ca un fel de drog, și pur și simplu, prin credință, ea a intrat în posesia moștenirii, posesia moștenirii. Dacă ești în Hristos, ești moștenitor împreună cu Hristos și ceea ce este al lui Hristos îți aparține. Îți aparține prin Hristos. Iubitul meu, frate și soră, poți să accesezi binecuvântările Tatălui care le ai prin Hristos. Prin Hristos ești binecuvântat cu tot felul de binecuvântări în locurile cerești. Să te vezi vindecat, să te vezi binecuvântat, să te vezi mântuit prin Hristos, prin jertfa Lui, să te vezi eliberat. De ce? Pentru că El a venit să-ți dea o viață din belșug. El a venit să-ți dea un viitor și o nădejde. Hristos în noi, nădejdea slavei, haleluia! Și vreau să închei acest video rugându-mă pentru dumneavoastră. Vă binecuvintez în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Pun numele lui Iisus Hristos peste viața voastră, peste casele voastre, ca un steag de biruință, ca un turn de protecție. Aplic sângele lui Iisus Hristos peste viața voastră, peste casele voastre. Și în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, în autoritatea care El mi-a dat-o, mă supun lui Dumnezeu, mă împotrivesc diavolului și el va trebui să fugă de la mine. În numele lui Iisus, supune-te lui Dumnezeu, împotrivește-te diavolului tare în credință și el, care este hoțul, care este
teroristul care este cel care a venit să spure veșnicia cu Dumnezeu, cel care a venit să te sărăcească la toate nivelele, cel care a venit să te distrugă, el va trebui să fugă de la tine, nu tu de el. În numele lui Iisus Hristos, cei care vor crede vor călca peste toată puterea întunericului și nimica nu-i va vătăma. De aceea, în această seară, Dumnezeu spune prin gura mea, este timpul să te trezești, este timpul să umbli prin Duhul, este timpul să te ridici și să umbli la nivelul și la înălțimile la care Dumnezeu te-a chemat să umbli. De aceea, disciplinele spirituale interioare, care este rugăciunea, care este studierea cuvântului, citirea, meditarea la cuvânt, care este postul, sunt discipline interioare, spirituale, care te ajută să te ducă a experimenta acea libertate în Hristos și libertate în Duhul Sfânt. Aceste discipline spirituale nu sunt ca să te robească din punct de vedere spiritual, ci sunt ca să te ajute să experimentezi acea viață din abundență. Dacă nu le ai în viața ta, înseamnă că nu ești un om spiritual, că nu ești un om credincios. Poți să mergi la biserică și să faci pe bisericosul dacă nu ești un om a rugăciunii, dacă nu ești un om care să citești Biblia, dacă nu ești un om care să lași Biblia să te citească pe tine, iubitul meu frate și soră, dacă nu ești un om apostolului, nu ești un om spiritual. Nu ești un om spiritual, îmi pare rău să spun. Poți să fii un om religios, un om legalist, un om plin de reguli și de dogme, dar trebuie să te ridici la acea viață umblând prin Duhul, așa cum Hristos a umblat călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, a umblat având acea comuniune cu Tatăl, se întâlnea noaptea cu Tatăl și ziua era pe teren, ziua era în contact cu gloatele, ziua scotea draci, ziua vindeca bolnavi, ziua învia morții, ziua vindeca leproșii cu Duhul lui Dumnezeu. Cu Duhul lui Dumnezeu, același Duh Sfânt care a locuit în Iisus Hristos, locuiește și în tine. Dar trebuie să te ridici de la nivelul de a trăi, nu doar de a trăi prin Duhul, dar de a și umbla prin Duhul. A umbla pe înălțimile la care Dumnezeu te-a chemat, te-a destinat să umbli pe acest pământ. Sunt înălțimi la care tu trebuie să te afli din punct de vedere spiritual. Dacă ai fost un credincios mediocru, pocăiește-te, scutură-te de mediocritate și ridică-te în numele lui Iisus Hristos din Nazaret la o viață de biruință, la o viață de belșug, la o viață cristică, la o viață plină de Duhul lui Dumnezeu. Dacă ai fost un om religios, dar n-ai fost un credincios, pocăiește-te de religiozitatea ta falsă, pocăiește-te de legalism, pentru că legalismul este o travă în trupul lui Hristos. The legalism is the poison in the body of Christ. And I bind și leg în numele lui Iisus Hristos din Nazaret orice duc de religie. Leg orice duc care se află în spatele legalismului și îl scot afară din viața ta, din familia ta. Leg orice duc de necredință și îl scot afară în numele lui Iisus Hristos din viața ta. Leg orice duc care nu te lasă să citești Biblia și aduce oboseală în viața ta și îl scot afară din viața ta. Leg orice duh care nu te lasă să te rogi, care nu te lasă să intri în comuniune cu Tatăl, în numele lui Iisus Hristos, prin Iisus Hristos și cu ajutorul Duhului Sfânt prin credință, în numele lui Iisus și îl scot afară din viața ta și vorbesc peste tine libertate, fie eliberat, în numele lui Iisus. De ce? Pentru că eliberarea este pâinea copiilor lui Dumnezeu. Eliberarea este pâinea copiilor lui Dumnezeu. Eliberarea este pâinea copiilor lui Dumnezeu. Deliverance is the God's children's bread. Vindecarea este pâinea copiilor lui Dumnezeu. Haleluia. Rocata sekerebo sharabasia. Rebrato shimene grato socorobo sekerebo shata la rabreca. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret. Rebracoto shikaramasia. Dacă mergi într-un mediu din punct de vedere spiritual, religios, este o carte care te încurajez să o citești, să o cumperi. Este și în engleză, dar și în românește. Stop cu mersul la biserică, fii biserica. Acea carte nu te încurajează să nu mai mergi la biserică,
dar te încurajează să fii biserica autentică. Să fii biserica autentică. Mergem la biserică de multe ori, la case de rugăciune și uităm să mai fim biserica. Mergem să facem prezența și uităm când ne întoarcem la casele noastre să mai fim biserica. Fii biserica în acțiune, biserica care merge la lucru, biserica care merge la școală, biserica care merge în societate și du împărăția lui Dumnezeu cu tine. Fii partea soluției și nu partea problemei. Fii partea soluției și nu partea problemei. Dacă ai o relație autentică cu Dumnezeu, acea relație autentică și sănătoasă cu Dumnezeu te va duce la relații sănătoase cu oamenii. Vei avea abilitate din punct de vedere spiritual, vei avea autoritate, vei avea ungere, vei avea revelație de la Dumnezeu ca să atingi oamenii cu care intri în contact. Așa cum Tatăl a avut impact în viața lui Iisus Hristos și ceea ce vedea Iisus la Tatăl, ceea ce auzea, el aplica, punea în acțiune. Dacă n-ai impact în viața familiei tale, în viața familiei lărgite, la școală, la lucru, nu este vina lui Dumnezeu. Înseamnă că noi nu suntem unde ar trebui să fim, noi nu umblăm la acel nivel din punct de vedere spiritual la care Dumnezeu ne vrea să ne aflăm. Înseamnă că umblăm în mediocritate, suntem superficiali, suntem indiferenți, suntem nepăsători. Ar trebui să-ți fie ciudă pe tine însuți dacă ai trăit o viață întreagă în biserică și tot mediocru ești, tot superficial ești. Ar trebui să-ți fie lehamite de tine însuți și să-ți fie ciudă pe tine dacă ai o viață de 50 de ani și tot mediocru ești. Tot alții trebuie să vină să te învețe pe tine. Tot alții trebuie să vină să te încurajeze, să te motiveze pe tine și să-ți aducă aminte cine ești în Hristos. Că ești o făptură nouă, că ești o împărăție de preoți, că ți s-a dat autoritate să scoți draci, că ți s-a dat autoritate în numele lui Iisus Hristos să-ți pui mâna peste bolnavi. Așa cum vorbeam cu un prieten de-a meu, de frații noștri credincioși, de unii dintre ei, care se rezumă la o învățătură foarte, foarte diluată, foarte superficială, foarte anemică, în care se agață numai de lucrurile exterioare a unui om religios, a unui om credincios. Duhul Sfânt, când se ocupă de om, se ocupă din interior spre exterior. Din interior spre exterior. Doar Duhul Sfânt are abilitate și are autoritate și are resurse de a schimba omul. Tu nu poți să te schimbi pe tine, dar mai pe alții. Și oamenii religioși, oamenii fățarnici, oamenii ipocriți, oamenii farisei, așa cum spuneam prietenilor mei, oamenilor care au o neprionire falsă, o neprionire personală, știți că unii trebuie să fie eliberați de acel demon care stă în spatele nepionirii personale. Foarte multe familii și persoane au în spatele lor acel demon, în engleză se zice the self-righteousness. Derek Prince, un om al lui Dumnezeu, cu care Dumnezeu a putut să lucreze, a fost un conlucrător, un partener al lui Dumnezeu, având o familie mare, lărgită, pentru că a avut mulți copii pe care i-a adoptat, într-o zi stătea pe pat și vorbea cu Dumnezeu despre familia lui, despre copiii lui. Aveau obiceiul, așa cum românii evanghelici au obiceiul să se întâlnească, să celebreze împreună, să aibă mese festive. Și aveau obiceiul să se întâlnească cu familia lui lărgită, care era pestrită, care era de mai multe culturi, da? Pentru că erau copii adoptați și a zis: Doamne, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Ce e în spatele familiei mele de nu poate să fie acea
părtășie între noi, unitate, dragoste, înțelegere. Și Duhul Sfânt i-a zis, leagă demonul de, care se numește o neprienire personală. Și a legat acel demon și mâine zi a fost tot ok. Dacă ai crescut într-o familie de nuanță religioasă, legalistă, conservatoare, cred în conservatorism, dar care este îmbinat cu a umbla prin Duhul, care este îmbinat cu a umbla prin călăuzit de Duhul, cred în așa ceva, dar nu cred în legalism. Legalismul este o travă. Este o travă în trupul lui Hristos. Este o altă evanghelie. Citiți Cartea Galateni și atunci vă veți lămuri, dar citiți Cartea Galateni în partenerea cu Duhul Sfânt. Dați-vă ochelarii religiei, denominații în care ați crescut jos de pe ochii dumneavoastră și cereți acel duc de revelație și de înțelepciune în cunoașterea Lui. Rugați-vă acele rugăciuni din Efeseni, capitolul 1 și capitolul 3 peste dumneavoastră. Personalizați-le în dreptul dumneavoastră și veți vedea că viața dumneavoastră se va schimba. De aceea leg acel duc de care este de omul cel tare din viața ta, din familia ta, acel duc demonic și acel om tare care se numește o neprionire personală. Leg în numele lui Iisus și îl scot afară, numele lui Iisus Hristos, din viața ta și din familia ta. Noi avem neprionirea lui Hristos. Dacă ești îndreptățit în fața Tatălui, dacă Tatăl te vede neprionit, este din cauza lui Hristos. Da, prin Hristos, prin relația cu Hristos, El te-a justificat în fața Tatălui. Da, Tatăl când se uită la tine prin Hristos te vede îndreptățit. Te vede un neprionit, te vede un sfânt. În același timp, mântuirea are de-a face cu sfințirea ta, acest proces care va ținea toată viața ta. Da? El este olarul, tu ești lutul, El este responsabil, El este în putere, în autoritate, El are toate resursele ca să te modeleze și să te facă acel vas de cinste. Și ultima parte a mântuirii, da? Biblia zice în acest proces de sfințire, da, să-ți duci mântuirea cu frică și cu cutremur, da? Da? Trebuie să nu te joci cu mântuirea, trebuie să nu te joci cu harul lui Dumnezeu, da? Harul nu este un license, nu este un carnet de a trăi o viață de păcătos, ci harul te puternicește să trăiești o viață de neprionit, să fii înfometat după împărăția lui Dumnezeu, după neprionirea lui Dumnezeu. Și ultimul nivel și un ultimul stadiu și ultima etapă a mântuirii este glorificarea ta, glorificarea mea. Când îl vei întâlni pe Iisus Hristos, vei fi ca El. Vei fi ca El. De ce? Pentru că El este credincios, ca și meșterul, ca și olar, ca ceea ce a început în viața ta, în viața mea, să desăvârșească, să perfecționeze, să te prezinte în fața Tatălui acea mireasă sfântă, fără pată, fără zbârcitură sau ceva de felul acesta. De aceea nu te mira dacă El, ca olar, de multe ori va lua vasul tău, da, și îl va zdrobi. Îl va zdrobi. Dacă ești încăpățânat, probabil va trebui să te pună în contact cu un om mai încăpățânat ca tine, ca să zdrobească încăpățânarea din tine. De ce? Pentru că El vrea ca chipul lui Hristos să se vadă în tine și să nu mai trăiesc eu și să nu mai trăiești tu, ci Hristos să trăiască în tine și mine. Apostolul Pavel a lăsat scris în Galateni 2:20, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credință în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Nu te mira, nu te înspăimânta, nu te îngrozi dacă treci prin tot felul de circumstanțe. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți căci eu am biruit lumea. Sunt pe pământul acesta și vreau să predic tot planul lui Dumnezeu. Vreau să predic și să fiu acel mesager care să duc Evanghelia lui Iisus Hristos, care este puterea de mântuire a fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului, la popoarele lumii, și să predic cu curaj, cu îndrăzneală venită din Duhul lui Dumnezeu,
având autoritatea lui Dumnezeu în viața mea, știind cine sunt în Hristos, că sunt o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi, sunt o împărăție de preoți. Dacă în Vechiul Testament doar marele preot avea dreptul să intre o dată pe an în Sfânta Sfintelor, în nou legământ, prin Hristos, care este marele preot, ți-a dat harul să te numești copilul lui Dumnezeu, tu care ești dintre neamuri, ți-a dat harul să fii altoit în măslinul, da? Dacă ești în Hristos, iubește moștenirea lui Dumnezeu. Care e moștenirea lui Dumnezeu? Care sunt copiii lui Dumnezeu? Pe cine iubește Dumnezeu, trebuie să iubești și tu, iubitul meu, frate și soră. Dacă ești în Biserica lui Iisus Hristos, trebuie să iubești poporul Israel. Trebuie să iubești, să te rogi pentru pacea Ierusalimului. Este multă ură în biserică. Este multă neghină în biserică care diavolul a semănat. Diavolul a semănat această ură în biserică, împotriva poporului Israel, împotriva Ierusalimului. Nu este de la Dumnezeu să urăști. Este de la Dumnezeu să iubești, este de la Dumnezeu să ierți, este de la Dumnezeu să binecuvintezi, este de la Dumnezeu să dezlegi, este de la Dumnezeu să înviezi morții, este de la Dumnezeu să calci peste năpârci, peste șerpi și peste toată puterea întunericului și nimica nu te va vătăma, este de la Dumnezeu să ierți, să iubești, să binecuvintezi. Este o poruncă de la Dumnezeu să te rogi pentru Ierusalim, pentru pacea Ierusalimului. Nu cred într-o teologie a faptul că Dumnezeu și-a schimbat mintea cu poporul Israel, chiar dacă a fost un popor și este un popor încăpățânat, da? greu de cap, greu de tare la cerbice, este numele lui Dumnezeu în joc. Dumnezeu a avut și are legământ cu poporul Israel, în același timp Dumnezeu are legământ cu biserica. Toate prorociile referitoare la poporul Israel trebuie să se plinească, de aceea noi doar trebuie să ne rugăm și să binecuvântăm poporul Israel, să punem numele lui Dumnezeu peste poporul Israel, să punem sângele lui Iisus Hristos peste poporul Israel, să rugăm pe Tatăl să elibereze îngerii lui, să lupte pentru poporul Israel, să-l protejeze. Amin? Închei încurajându-vă odată din nou, ridică-te la înălțimea la care Dumnezeu te-a creat. Stai de vorbă cu Tatăl tău în numele lui Iisus Hristos, cu ajutorul Duhului Sfânt prin credință, roagă-L ca să-ți arate care sunt înălțimile din punct de vedere spiritual, din punct de vedere moral, la care El te vrea să te vadă că umbli. El vrea să te vadă că alergi alergarea în care îți stă înainte. Și asta înseamnă că lăsând tot ceea ce este în urma ta, da? Nu te mai lăsa tras înapoi de trecut, te arunci spre înainte, spre premiu. Haleluia, Doamne! Binecuvintez pe frații mei, pe surorile mele, odată din nou, să fie oameni ai credinței, oameni hotărâți, oameni devotați, oameni ai Duhului, în același timp oameni ai Cuvântului, a Scripturii, oameni care să fie ancorați în Cuvânt și în Scriptură, în Cuvânt și în Scriptură, să fie oameni ancorați în Hristos, oamenii care se întâlnesc cu frații mei să te vadă pe tine și cu adevărat ei să nu mai trăiască, ci tu să trăiești prin ei. Tu să trăiești prin ei. În numele lui Iisus Hristos, acel demon de religie, de legalism, acel demon
de neprihănire personală, e sub picioarele noastre, vom călca peste toată puterea Întunericului. Decidem ca să nu ținem acești dușmani care i-am făcut niște membri speciali în viața noastră personală și de familie, în viața de familie lărgită, de familiar spirit. Vedeți, am crescut într-o mișcare penticostală până la 13 ani și de la 13 ani am crescut până la vârsta de 27 de ani, da, în România, într-o biserică carismatică, mai liberă, care era înfometată în a umbla prin Duhul, în a opera în darurile Duhului Sfânt. Și un pastor din lumea penticostală, de la Biserica Mare din Elim, din Timișoara, da? Eu am mers până la 13 ani în fabric la fratele Ion Tiuc și de la 13 ani până la 27 de ani am mers la Biserica Agape, la mâna fratelui Daniel Matei, dar acest om al lui Dumnezeu, fratele Codreanu, în predicile lui, dând din cap, în modul lui caracteristic, a zis: mulți draci am mai botezat la viața mea. De ce? Pentru că de multe ori se ia mântuirea și chemarea la Hristos și întâlnirea cu Hristos într-un mod superficial și este ideal că atunci când omul este introdus în perioada de cateheză, în care credinciosul este învățat de stâlpii bisericii, de prezbiteri, de diaconi, de slujitori, învățătura de bază a credinței creștine, este ideal ca omul să fie liberat de duhurile necurate. De ce? Pentru că toată lumea zace în cel rău și este ideal ca atunci să se ducă printr-un proces în care omul să se lepede de satana și să fie liberat. Trebuie legate duhurile răutății și de multe ori nu se practică asta, așa cum un om al lui Dumnezeu din Argentina, Carlos Anacondi, a fost întrebat: de ce roadele la voi rămân? Și el a spus: pentru că în cruciadele noastre evanghelistice noi predicăm toată Evanghelia lui Iisus Hristos. Noi ne ocupăm într-un mod serios. Noi ne ducem, suntem responsabili de slujba la care Dumnezeu ne-a încredințat-o. Așa cum un doctor care operează pe creier este responsabil și este foarte atent cum se ocupă de pacient, așa și cel care operează pe sufletul omului trebuie să fie responsabil. Trebuie să înțeleagă că nu-i de joacă. Dacă îți place să fii în slujire, dacă îți place să fii un priveghetor, un om care să supraveghezi sufletele oamenilor, să ai autoritate peste om, trebuie să fii un om responsabil. Doar oamenii liberi vor elibera pe alții, doar oamenii vindecați vor vindeca pe alții și sunt oameni, foarte mulți oameni nevindecați care slujesc de la amvoane. Ei au nevoie de vindecarea lui Iisus Hristos, cel care este Jehova Rafa, Domnul medicul nostru. Ei au nevoie de eliberarea lui Dumnezeu. Da, eliberarea și vindecarea este pâinea copiilor lui Dumnezeu, dar în același timp este pâinea slujitorilor lui Dumnezeu. Pentru că dacă ei nu sunt vindecați, dacă slujitorii care slujesc de la amvoane nu sunt vindecați, așa cum a zis un om al lui Dumnezeu, Smith Wigglesworth, care Dumnezeu a putut să lucreze cu el într-un mod supranatural, miraculos, din Anglia, i-a zis la un tânăr, văzându-l cum se chinuie în a prezenta cuvântul lui Dumnezeu, s-a dus și a pus mâna pe umărul lui și a zis: tinere, oprește-te, că te omor pe tine și ne omor și pe noi. Sunt foarte mulți de la amvoanele casei lui Dumnezeu care se omoară pe ei și omoară și biserica lui Iisus Hristos. Opriți-vă! Și recunoașteți că Dumnezeu este Domnul. Opriți-vă și lăsați-vă eliberați de Duhul lui Dumnezeu. Smeriți-vă sub mâna tare a Domnului vostru și recunoașteți nevoia de eliberare, de vindecare, de curățire. Un om rănit rănește. Un om traumatizat va traumatiza mai departe turma lui Iisus Hristos.
De aceea dă-te jos de la învonul casei lui Dumnezeu și cere ajutor, cere milă, cere îndurare, cere intervenția lui Dumnezeu. Uitați-vă în viața slujitorilor lui Dumnezeu, acești oameni traumatizați, slujitori, chiar pastori, predicatori, preoți. Uitați-vă în casele lor, veți vedea că casele lor, familiile lor sunt traumatizate, sunt rănite. Veți vedea că moartea este la ea acasă în viața lor de familie. Așa cum în Vechiul Testament moartea se afla în oală. Moartea se află în viața lor, dau ce au, dau moarte de la învon și dau moarte în viața lor de familie. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret ai nevoie de înviere de la moarte la viață. Inclusiv apostolul Pavel aduce o analogie între oamenii adormiți din punct de vedere spiritual și oamenii care sunt morți în păcatele lor. Deci același nivel de tragedie, de duritate, este tragic să fii mort în păcatele tale, dar este tragic în același timp să dormi în biserică, sub lumină, sub har. Este cam același lucru, că ești adormit și dacă ești adormit, degeaba gigantul sau uriașul este uriaș, dacă e adormit, nu poate să facă nimic. Degeaba biserica este trupul lui Hristos, dacă este adormită, Duhul lui Dumnezeu nu poate să lucreze prin ea. De aceea trezirea este pentru biserică și învierea de la moarte la viață este pentru lume. Această lume are nevoie, care este moartă în păcat, care zace în cel rău, care este sub blestem, are nevoie de înviere de la moarte la viață, dar biserica care este adormită are nevoie de trezire, are nevoie de liberare, are nevoie de vindecare. Dar oamenii care au trăit într-un mediu religios, legalistic, sunt oameni mândri. Și un lucru care trebuie să înțelegem este că diavolul nu trimite slugile lui unul câte unul, ci nici doi câte doi, așa cum Iisus i-a trimit pe ucenici, ci îi trimite în grup, în echipă, în familie. Analizează-ți viața ta personală, analizează-ți viața de familie și vei vedea că familia lărgită a ținut membrii care i-a considerat membrii speciali, prieteni și care sunt duhuri necurate. Dumnezeu te va elibera de dușmanii tăi, nu de prietenii tăi. Dacă încă ai prieteni pe demoni, debarasează-te repede, repede. Și El te va elibera, pentru că El este liberatorul. El este liberatorul. El este liberatorul. El a venit să elibereze și El eliberează prin biserică. De ce? Pentru că El este capul bisericii și autoritatea se manifestă prin trup. Da? Autoritatea credinciosului. În numele lui Iisus, fii eliberat de sub puterea întunericului și vină la lumină. Leg acel demon care te-a chinuit, care te-a robit, care te-a subjugat, care ți-a dus tulburare, traumă, abuz, neliniște. În numele lui Iisus, leg acel demon care se numește demon de o neprienire personală și acel demon care are de-a face cu the familiar spirit. Leg acel grup de demoni și vă scot afară în numele lui Iisus Hristos din Nazaret. Eu nu mă reprezint pe mine, ci eu reprezint împărăția lui Dumnezeu. Fiecare credincios îl reprezintă pe Dumnezeu. Este trimis, împuternicit pe pământul acesta să ducă mesajul Evangheliei, care este puterea de mântuire a fiecăruia care crede. Tu, Evanghelia lui Iisus Hristos. Revelația că El își va zidi biserica nu pe Petru. Nu pe Petru, nu Petru este piatra, ci piatra
de temelie a fundației bisericii este revelația cristică. Este că pe Hristos biserica se va zidi și porțile locuinței morților nu o va birui. De aceea te încurajez, stop cu mersul la biserică, nu te mai juca de-a biserica, de-a religiosul, de-a pocăitul, și fii biserica. Citește cartea, iubitul meu frate, și acea carte nu te va încuraja să nu mai mergi la biserică, dar te va încuraja să fii biserica autentică care se umbli pe înălțimile tale cu Dumnezeu, așa cum a umblat Enoch. Viața de creștin nu trebuie să fie o viață de plictisită, ci o viață care să te ducă în cea mai minunată, glorioasă aventură. Dacă vrei să trăiești o viață de aventuros, trăiește-o cu Dumnezeu. Dar aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeul lor, vor rămâne tari și vor face mari isprăvi, vor acționa. Daniel 11:32. Avem nevoie să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Și cunoscându-L pe Dumnezeu, uitați-vă că viața noastră se va schimba. Acea întâlnire cu Dumnezeu te va schimba. Dacă ai fost un om înfrânt, te va face un biruitor. Dacă ai fost un om rănit, întâlnirea cu Iisus te va vindeca. Dacă ai fost un om legat, Dumnezeu te va dezlega. Când te vei întâlni cu oameni robiți, posedați de cel rău, vei duce gloria lui Dumnezeu cu tine, vei duce împărăția lui Dumnezeu cu tine. Doar te vei atinge de om și omul va fi vindecat. Nu va trebui să zici nimic, pentru că îl duci pe Dumnezeu cu tine. Omul care se va întâlni cu tine. Și acum vreau să înțelegeți, citind epistolele 1 Ioan 2 și 3, veți vedea că credinciosul care umblă cu Dumnezeu, acea viață de domnicesc, este ca și Hristos umblând pe pământ. Da? Oamenii religioși și legaliști nu vor putea să ducă asta. Pentru că nu mai trăiești tu, ci Hristos trăiește în tine. Firea trebuie răstignită într-un mod zilnic, să o pui la ascultare de Duhul lui Dumnezeu, și sufletul și trupul tău. Nu doar Duhul tău, ci pentru că El este credincios să sfințească și Duhul și sufletul și trupul. Haleluia! Oh, haleluia! Haleluia! Împărăția lui Dumnezeu să se manifeste prin tine, în tine, cu putere. Nu cu vorbe, ci cu putere, numele lui Iisus Hristos din Nazaret. Această lume are nevoie să cunoască puterea lui Dumnezeu, să intre în contact cu puterea lui Dumnezeu. Această lume este plictisită de vorbe. Noi creștinii religioși, evanghelici, penticostali, baptiști, catolici, ortodoxi, suntem plini și buni la vorbe. Este timpul să se vadă puterea lui Dumnezeu. Un om care era bun la vorbe, apostolul neamurilor, a decis să lase vorbele doar în scrisori, și când mergea în misiune, mergea și ducea puterea lui Dumnezeu, gloria lui Dumnezeu, ducea împărăția lui Dumnezeu. Haleluia! Haleluia! Ești în stare, prin ajutorul Duhului Sfânt, să te ridici și să umbli acolo unde Dumnezeu te vrea, pe înălțimile tale? Citește Biblia în parteneria cu Duhul Sfânt. Ia-o ca o scrisoare de iubire de la Dumnezeu pentru tine și spune: Doamne, ce vrei să-mi vorbești? Ce vrei să-mi vorbești cu mine? Asta este prima metodă prin care Dumnezeu ne vorbește, prin cuvânt. Rugăciunea este un dialog, nu un monolog. Asta înseamnă că va trebui să și tăcem ca să-L auzim pe El. Și de aceea disciplinele interioare ne ajută să, mai ales postul, să închizi ușa pentru gălăgia lumii, pentru zgomotul lumii, te ajută să-ți smerești sufletul și trupul ca să poți să-i auzi vocea lui Dumnezeu. Postul este o unealtă, este un slujitor, un ajutor
este un partener a rugăciunii. Pentru că rugăciunea este un dialog cu Dumnezeu, cu Creatorul tău. God bless you, cu drag, al vostru frate de credință, Adrian Alasu, de aici, din îndepărtată Australie, din patria Duhului Sfânt. Acesta este cuvântul profetic peste Australia din 1606, un anume capitan pe nume Fernandos de Quiros, venind pe aceste meleaguri cu vaporul, Duhul Sfânt i-a dat un cuvânt profetic și l-a rostit peste Australia, the Southland of the Holy Spirit, patria Duhului Sfânt. Chiar dacă pământul fierbe, în Orientul Mijlociu lucrurile se precipită, dacă Dumnezeu este cu noi, cine va putea să ne stea împotrivă? Dacă Dumnezeul lui Israel este singurul Dumnezeu viu și adevărat, cine va putea să îi stea împotrivă? Dumnezeu luptă pentru copiii lui. Dumnezeu își iubește copiii lui. Cu drag al vostru frate de credință, ridicați-vă și umblați pe înălțimile voastre. Umblați prin credință, da, nu prin vedere, umblați prin Duhul, nu prin fire. Cei care trăiesc în Duhul să-și umble prin Duhul. Amin, aleluia. Măriți să fie Domnul. Glorie Domnului. Maranata, Domnul vine, să fim gata.